Era zăpada de jumătate de metru, mergeam pe trasee turistice, pe munte, numai la televizor vedem zăpada. Vremurile cu multă zăpadă de Crăciun sunt acum amintire pentru cei care se bucurau de sărbători cu omăt, însă generațiile mai tinere se adaptează ușor la schimbările climatice. Nașpa, mi se pare, eu vreau zăpadă de Crăciun, dar vremurile sunt astea. Crăciunul este Crăciun, cu zăpadă sau fără... Iarna a încercat timid în această dimineață să-și ocupe locul în peisajul bucureștean. Primele ore ale dimineții au adus și primii fulgi doar în unele cartiere. Zăpada se lasă așteptată în aproape toată țara. Pentru Crăciun, meteorologii anunță temperaturi mai mult de primăvară decât de iarnă. Vom avea într-adevăr o vreme neobișnuit de caldă în perioada Crăciunului, temperaturi care vor atinge 10-15 grade. Prin sud-vestul țării sunt estimate cele mai ridicate temperaturi, în capitală undeva spre 10-11 grade. Putem să ducem mai zăpada în suflete, să ne gândim, să gândim pozitiv, să aducem fulgi de speranță. Știu eu, să ne bucurăm de prezența copiilor, să fim pozitivi, optimiști. Ploile vor fi singurele precipitații de care vom avea parte în zilele următoare, inclusiv la munte. Până pe 27 așteptăm această vreme neobișnuit de caldă. Pe 28-29 decembrie așteptăm un proces de răcire. Atunci s-ar putea să avem precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales pe la munte și prin nordul și centrul țării, dar nu par a fi destul de însemnate. Meteorologii spun că de anul nou sunt șanse mici să ningă aici, în nord-estul țării, unde temperaturile ajung pe timpul zilei între 4 și 6 grade, iar pe timpul nopții mercurul din termometre coboară sub 0 grade. În unele zone, gerul face victime. În piața centrală din Târgu Jiu, un bărbat fără adăpost a fost găsit mort în această dimineață. Azi noapte în zonă au fost temperaturi extreme, iar omul n-a supraviețuit frigului.